12 milioane de euro pentru reabilitarea Muzeului Județean Gorj. Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare un nou proiect semnificativ pentru comunitate, reabilitarea clădirii Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu. Acesta reprezintă un simbol al istoriei și culturii ce va beneficia de lucrări esențiale de consolidare și creștere a eficienței energetice. Citez, am depus acest proiect în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, un pas important în protejarea și revitalizarea unui monument istoric de neprețuit. Investiția totală se ridică la aproximativ 12 milioane de euro, o dovadă a angajamentului nostru față de patrimoniul cultural. Este mai mult decât o investiție într-o clădire, este o investiție în cultura, istoria și identitatea noastră. Prin acest proiect ne angajăm să păstrăm moștenirea și să o facem mai accesibilă generațiilor viitoare, transformând-o într-un punct de referință pentru întreaga comunitate. Vești bune pentru români. Premierul Marcel Ciolacu a declarat că guvernul prelungește cu încă două luni limitarea adăosului comercial la alimentele de bază, el arătând că în lipsa acestei măsuri, românii ar fi plătit prețuri mai mari cu 20%, iar în unele cazuri cu mult peste acest nivel, de nesuportat pentru majoritatea românilor. Începând cu a doua parte a anului trecut, am oprit creșterea speculativă a prețurilor. În lipsa acestei măsuri, românii ar fi plătit pentru alimentele de bază prețuri mai mari cu 20%. În paralel, am stabilit să fie doar pe două luni, împreună cu marile lanțuri de magazine, cărora le mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate și pentru faptul că doresc, împreună cu guvernul, să găsească cele mai bune soluții și mai ales să găsim în perioada următoare un mecanism predictibil pe termen lung. De asemenea, prim-ministrul a mai declarat că vrea să țină prețurile sub control, iar fermierii, producătorii și procesatorii români să primească răsplata corectă pentru munca lor. Vrem astfel să ținem prețurile sub control, iar fermierii, producătorii și procesatorii români să primească răsplata corectă pentru munca lor. De 3 săptămâni, protestatarii din agricultură și din transporturi sunt în stradă în toate colțurile țării, dar și la intrare în capitală. Fermierii îi acuză pe oamenii legii că ar fi încercat să îi intimideze ca să oprească manifestațiile. Potrivit acestora, polițiștii au vrut să împiedice coloana de tractoare care circulau pe stradă. Oamenii nu s-au lăsat descurajați de acțiunile ofițerilor și au continuat protestul, conform planului convenit cu autoritățile, încă de acum 3 săptămâni. Guvernul a aprobat acordarea grantului de 100 de euro pe un hectar de cereale cultivat, însă fermierii spun că ajutorul nu este suficient pentru a le acoperi pierderile și că la nivelul Uniunii Europene, toate țările trebuie să compenseze identic pentru că piața este comună. Agricultorii se pot prezenta la centrele APIA până în data de 8 martie cu documentele necesare pentru a beneficia de acest ajutor de stat. Toate cererile eligibile primesc sprijinul în limita a 280.000 de euro pe fermă. Subvenția de 100 de euro pe hectar oferită fermierilor din România pentru anumite categorii de culturi de cereale a creat o serie de nemulțumiri. Această ordonanță aprobată recent face parte dintr-o schemă amplă de ajutor pentru a compensa pierderile suferite. Punem punct aici Infoplusului de astăzi. Zi excelentă să aveți! Promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. 1 Plus TV, plusul tău de imagine.
Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1+TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.